Vă salut, prieteni! Încă ne mai bucurăm de vreme frumoasă în această toamnă. Călare pe acest frumos BMW. Primul meu clip. Vreme frumoasă, Cluj. Aglomerat. Da, facem ce putem. Nu e de la mine zgomotul. Nu faceți probleme. E o coteț în spate. Și facem o scurtă plimbare. Ce aglomerat e. Prieteni, nu ți-e suficientă numai țeava acolo. Capătul ăla de tobă. Ui. Ui. Ce, drept că n-am mai ieșit de vreo 2 săptămâni pe motor. Rușine să-mi fie. Și acum așa îs ca... ca și un cal din ăla așa... dornic să alerge. Dar trebuie să fiu atent. Să nu mă las entuziasmat și să fac vreo greșeală. Era cu zgomotul. Aia roșie. Mamă, fii atent la ăla. Ai de viața mea, deci nu mi-e să cred. Măi, e greu, mă. E greu. Unii oameni pur și simplu nu înțeleg sensurile geratorii. Sensul lor, ce rol au, pe unde trebuie să o ia. Dar, din păcate, din cauza la genul ăsta de persoane, în majoritatea cazurilor, apar accidentele. Și chiar a fost un urât săptămâna trecută la noi în Cluj, în Grigorescu, la o trecere de peton superaglomerată. Unul cu o basculă cu un 8x4, sau nu, cu un bilic din ăla cu semiremorcă de la mare, a oprit la trecere să treacă o fată. Și țuși, a intrat în fața o femeie mai în vârstă, pe care bineînțeles că nu a văzut-o și din păcate inevitabilul s-a produs. Măi, oameni buni, dacă mă auziți, trebuie să fim toți răbdători. Trebuie să avem răbdare unii cu alții. Nu săriți în față la mașini. Poate pur și simplu așa cum s-a întâmplat în cazul ăsta, șoferul nu are cum să vă vadă.
aflați într-un loc mort și ia că ce cine câștigă. Asta e, trebuie să fim atenți toți, să nu ne grăbim, că nu avem pentru ce. Oricum, la cum au evoluat lucrurile cu traficul în Cluj, vă dați seama că oamenii nu sunt obișnuiți. Nu e ca în București. În București altfel se circulă, pentru că bucureștinii sunt învățați cu traficul de ani de zile. Ei, mai sunt și acolo excepții, dar în general, sincer să fiu, în București se circulă mult mai bine ca și în Cluj. Altfel sunt șoferii. Dacă te bagi, te lasă, nu te înjură, eu personal vă spun, din experiența mea, că am fost și prin București cu mașina și e chiar ok, dar trebuie să te miști. Ei, Ardelean fiind, îți dai seama că toți așteaptă să fii lent, până mai pleacă și ardeleanul ăsta, ce mânsa caută pe aici, ce dalea, dalea. Trebuie să te adaptezi cât de cât și cât se poate după stilul de condus în fiecare oraș. Eu așa consider. Acum, bineînțeles că depinde de fiecare. Nu suntem toți la fel. Dar ideea e să nu ne grăbim și să fim foarte atenți. Întotdeauna când te grăbești și nu ești atent, atunci se întâmplă cele mai multe accidente și lucruri nedorite. Vreme frumoasă, așa îmi place. Dacă ar fi așa toată iarna, cred că aș fi cel mai fericit. Da, ca să prind așa ceva, sunt conștient că trebuie să mă mut în România. Undeva unde e cald tot timpul. Așa, fii atent, că și eu pe drum. Tanti vorbește la telefon pe trecere, nu știi ce vrea să facă. Vrea să treacă, nu vrea să treacă. Ești ghicitoarea mea. Dacă nu o lasă treacă, te vede poliția. Îți dă amendă, zice că n-ai lăsat-o să treacă. Dar tu tine să știi ce vrea să facă, că stă pe trotuar, că vorbește la telefon. Ce fain e să fii copil. N-ai nicio grijă. E chestie ciudată. Când ești mare, ai vrea să fii înapoi copil. Când ești copil, ai vrea să fii mare. Nici cum nu e bine. Ne-a văzut om.
aici trecere de peton cu pricina. Eu aici, sincer să fiu, de mult aș fi instalat un semafor. De foarte mult. În primul rând, aș ajuta și mijloacele de transport în comun. Și în al doilea rând, ar fi și mai sigur pentru pietoni și pentru șofer și pentru toată lumea. Am fost în situația voastră.